Deși n-a fost ceremonia de deschidere a anului școlar și nici ultima zi de școală, curtea școlii gimnaziale Academician Haralambie Mihăiescu din Udești a adunat elevi și cadre didactice, dar și foști absolvenți, foste cadre didactice care și-au desfășurat activitatea în această școală, autorități locale și județene. Cu toții și-au îndreptat pașii către această școală pentru a sărbători 150 de ani de la înființarea ei. Manifestările au debutat cu o slujbă de pomenire a fostelor cadre didactice decedate care au predat aici. Apoi, directorul școlii, profesorul Marius Golea, a prezentat istoricul instituției și a ținut să mulțumească tuturor celor care, într-un fel sau altul, au contribuit la bunul renume de care se bucură astăzi școala gimnazială din localitate. Chiar dacă sunt mulți, ani au trecut repede și a lăsat în urmă amintiri frumoase. Atunci când instituția noastră era o școală mai puțin elevi și mai puține cadre. Dar asta n-a constituit un impediment pentru a ne face remarcați la nivel local și nu numai. Iar renumele pe care l-am dobândit s-a datorat unei echipe de succes formate din elevi, cadre didactice și părinți. Pentru rezultatele foarte bune obținute, Casa Corpului Didactic din Suceava a înmânat acestei școli o diplomă de excelență. Țin să felicit colectivul cadre, în numele Casei Corpului Didactic George Tofan din Suceava, țin să felicit toate cadrele didactice, colectivul acestei școli, pentru seriozitate și profesionalism. Pentru că au ridicat ștachetele acestei școli, unități școlare reprezentative. Vă felicităm și din partea conducerii Casei Corpului Didactic, permiteți-mi să mânez diploma de excelență școlii gimnaziale Academician Haralambie Mihăiescu din Udești. La rândul său, primarul comunei Udești, Săvel Botezatu, a felicitat cadrele didactice și elevii pentru eforturile depuse de-a lungul timpului și a acordat titlul de cetățean de onoare al comunei pentru două foste cadre didactice. Se acordă titlul de cetățean de onoare al comunei Udești, doamne Munteanu Lucreția, pentru merite deosebite în educație și slujba școlii udeștene. Se acordă titlul de cetățean de onoare al comunei Udești, doamnei Vintea Rodica, pentru merite deosebite în educație și în slujba școlii udeștene. Lucreția Munteanu, sora academicianului Haralambie Mihăiescu, al cărui nume îl poartă școala din 1996, a mărturisit că se consideră o persoană foarte norocoasă pentru faptul că a sărbătorit centenarul instituției pe vremea când era directoare și nu credea că va fi prezentă și la sărbătorirea a 150 de ani de la ființarea acestei școli. Am rămas uimită. La centenar eram 18, acum am rămas 5 femei. Aici am învățat, aici am muncit, în școală, cu toți împreună. Din toată inima mea vă doresc să fiți sănătoși, să vă bucurați de copiii dumneavoastră, de familia dumneavoastră, să fie o viață mai bună, să ne întâlnim, să ne vedem, dacă Domnul ne va dărui aceasta. Să fiți sănătoși din nou! La eveniment au participat și mulți dintre foștii absolvenți, unii dintre ei având cariere de succes în diferite domenii. Între aceștia amintim pe medicul neurochirurg Vasile Gheorghe Ciubotaru, etnograful Mihai Camilar, directorul TPL Suceava Darie Romaniuc și mulți alții. Școala din Udești a fost una din școlile care a dat performanță țării. De ce spun aceasta? Pentru că Udeștiul este singura localitate din județ și poate chiar și din țară, printre foarte puține localități, unde concentrarea de cultură, de oameni de cultură pe unitatea de suprafață sau cum vreți, pe numărul de locuitori, este cea mai mare. Sunt personalități din toate domeniile, începând din învățământ, începând din medicină, inginerie, aeronautică, poeți, scritori foarte mulți de aici din Udești. De aceea vă spun că eu când mă duc, oriunde mă duc în țară,
nu mă raportez nici la Suceava, unde am învățat câțiva ani de zile, nici la Gura Homolului, unde funcționez actualmente ca muzeograf la Muzeul Liceului Populare, ce mă raportez la Udești. Ocupați cu activitatea cotidiană de zi cu zi, uităm că avem și niște responsabilități colective. Eu lucrez într-un domeniu în care vin în legătură cu suferința umană și o văd determinată de foarte mulți factori. Unul este degradarea societății și să știți că sunt responsabil când vă spun ceea ce vă spun. Pentru că în momentul actual începe să trăiască într-un dispreț față de lege, față de cultură, față de învățătură. Și chiar față de semenii noștri. Nu numai de semenii noștri, ci chiar de propria noastră viață. În dispreț față de viață. Și lucrul ăsta este extrem de grav. Fiecare participant a primit câte o mapă, cuprinzând o broșură cu istoricul școlii și primul număr al revistei Condeei Udeștene. Evenimentul a fost organizat de școala gimnazială Academician Haralambie Mihăiescu din Udești, în parteneriat cu primăria și Consiliul Local din această comună.